Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu este în direct cu noi. Bună dimineața, domnule Popescu. Bună dimineața, domnule Petreanu. Funeraliile prințesei Diana. 2,5 miliarde de oameni, audiență globală. Căsătoria prințului William cu Catherine. Peste 160 de milioane audiență globală. Cea mai urmărită nuntă la TV din istorie. Funeraliile prințului Philip sau ceremoniile jubileului de platină din primăvară. Zeci de milioane de privitori din nou în toată lumea. O să vedem ce se va întâmpla la funeraliile reginei Elisabeta a II. Probabil peste două săptămâni. Din câte știu, data nu a fost încă anunțată, dar probabil că interesul va fi din nou uriaș. Domnule Popescu, de ce credeți că se manifestă această fascinație globală pentru familia regală britanică? Nimeni nu știe de regina Matilda a Belgiei, de exemplu. Dar toată lumea știe, a auzit de familia regală britanică, de regina Elisabeta, prinț William, Catherine, Harry, Meghan și așa mai departe. Pentru că această familie regală a fost intens promovată mediatic de-a lungul deceniilor. Spun decenii pentru că nu vorbesc de secolele în care regalitatea în Anglia chiar a avut un conținut, în care Anglia, mă rog, Marea Britanie a fost chiar un regat. În clipa de față s-a menținut acest simbol pentru Marea Britanie din considerente politice legate chiar de numele acestei formațiuni statale, în primul rând. Cum se numește ea? Se numește UK, United Kingdom, Regatul Unit. Regatul Unit al Marii Britanii, Irlandei de Nord și... Da. Ok. Scoției și Țării Galilor și așa mai departe. Sunt o serie de formațiuni acolo care sunt înglobate în acest Regat Unit. Pentru a menține ideea de Mare Britanie, ceea ce nu este un lucru ușor. Există tendințe centrifuge acolo, cele mai apropiate sunt reprezentate de Scoția. Pentru a menține această idee, regalitatea și regina Elisabeta a II-a au avut un rol foarte important. Din punct de vedere politic, decesul reginei Elisabeta a II-a nu înseamnă practic nimic. Nu se va schimba în vreun fel politica Marii Britanii. Influența pe plan mondial de asemenea este practic nulă. Lucrurile rămân la fel. Nu a avut monarhia britanică reprezentată de Elisabeta a II-a, nu a avut în cei 70 de ani de domnie ai reginei, nu a avut vreun rol decizional în Marea Britanie și deci nici în politica mondială. Însă a contribuit mult la menținerea în conștientul și subconștientul colectiv al britanicilor și nu numai al britanicilor, ci în întreaga lume, a ideii de 1. UK, Regatul Unit, și 2. de Imperiu Britanic. Elisabeta a II-a a reprezentat amintirea Imperiului, menținerea acestei legende, acestei umbre, acestei fantome a Imperiului Britanic, care a încetat să mai existe de multe decenii, în mințile și în inimile britanicilor. Commonwealth-ul, unde sunt 14 națiuni în care
regina a fost și acum regele Charles va fi suveran, deci nu numai Marea Britanie, înseamnă încercarea de a menține în imagine conștientul și subconștientul colectiv britanic a ideii de imperiu. La asta a folosit regina și monarhia. Uh-huh. Știți ce v-aș spune? Vă rog, domnule Petrean. Da, mă gândeam, aș privi cumva spre societatea noastră. Adică, bun, sigur, în 70 de ani de domnie au fost și momente mai bune și momente mai proaste pentru monarhie și pentru Elisabeta II, când sprijinul popular a scăzut, dar, în general, în majoritate, britanicii au iubit-o, au respectat-o, au văzut-o ca o ancoră de stabilitate, ca un simbol al persistenței, nu? În fața vâltorilor istoriei, da? În dar primul rând, ca o ancoră de identitate. Stabilitate, okay. Bun. Nu știu, cred că e un foarte termen bine folosit. Spus. Inerțial. Ok, dar noi românii, care este simbolul nostru de identitate, de stabilitate? Către cine privim noi atunci când vrem să sperăm noi că vom dăinui așa? Care e simbolul nostru? Sau ne trebuie vreun simbol? A fost, practic, a avut un rol asemănător, păstrând, sigur, toate proporțiile, vărul reginei Elisabeta a II, adică regele Mihai. Chiar și după ce a abdicat? Da. Chiar și după ce a abdicat, el a rămas un simbol pentru unii dintre români și casa regală din România a persistat în imagine pentru români, pentru conștiința românilor, câtă vreme a existat regele Mihai. Spuneam încă din timpul vieții lui că odată ce va dispărea, inevitabil, practic va dispărea și regalitatea. Și în acum, România, care mai e simbolul nostru de persistență și stabilitate? Către cine se duc românii? Pentru mine, singurul simbol în care putem crede, putem, sub care ne putem uni noi românii, este limba română. Cât o să mai fie și ea. În rest, nu avem în clipa de față simboluri, adică eu știu la ce să oameni vii, nici vorbă de așa ceva. În politicieni români care să însemne un simbol pentru noi, nu. Eventual, eu știu, sportivi, Nadia Comăneci este un simbol național, dar în plan politic, sau, nu. Ne-ar trebui sau ne descurcăm și fără? Cred că ne putem descurca și fără. În felul nostru. Eu v-aș spune următorul lucru. Ar fi un bun prilej, și vă rog să nu fiți șocat, surprins, ar fi un bun prilej pentru englezi, pentru Marea Britanie, să devină republică, odată cu dispariția reginei Elisabeta a II. Anglia, Marea Britanie, a fost locul din Europa, dacă lăsăm la o parte antichitatea greco-romană, a fost locul unde ideea de monarhie absolută, absolutismul monarhic de drept divin, a fost contestată puternic pentru prima dată. Da, și a fost omorâtă la propriu, când l-au executat pe Carol I, nu? Pe Carol Stuart I. Dar înainte de Carol Stuart, cu vreo Magna Carta, 400 de ani înainte, a fost ceea ce s-a numit Magna Carta. Acela este primul moment în care a fost contestat dreptul acesta discreționar, dreptul de putere absolută al regelui John, supranumit și cel fără țară. Acela e primul act în istoria europeană în care apare
ideea de drepturi colective ale oamenilor, ale poporului, chiar dacă în primul rând era vorba acolo de aristocrația britanică, în raport cu regele. Și după aceea Marea Britanie a fost în fruntea democratizării, să-i spunem, în fruntea republicanizării între țările europene. Spre deosebire de Franța, a ales să păstreze această instituție a monarhiei, așa cum există Big Ben, așa cum există podul Londrei, așa cum există Westminster Abbey, aceste simboluri, tot așa și monarhia a fost păstrată în chip identitar, dar fără a mai avea vreun conținut de decizie politică. Deci, practic, Marea Britanie este prima țară, să-i spunem, democrată din Europa, care a refuzat să desființeze monarhia din considerente mediatice, din considerente de imagine. Foarte dar interesant. Ar putea foarte bine să devină republicană. Interesant. În momentul de față. Interesantă interpretare. Mulțumesc foarte mult. A fost în direct în Deșteptarea scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.